Ambulatoriul de diabet, nutriție și boli metabolice din Spitalul Județean Buzău rămâne fără medic, după ce doctorul Apriliana Stănescu a decis să încheie contractul cu cel mai mare spital din județ. În aceste condiții, pacienții care au nevoie de rețetă pentru insulină vor trebui fie să se adreseze medicilor din unitatea de primiri urgențe, fie să meargă la privat. Începând cu data de 1 august, domnișoara dr. Stănescu Apriliana și-a încheiat activitatea în cadrul ambulatorului de diabet, nutriție și boli metabolice, însă va acorda consultații gratuite în limita contractului încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate la cabinetul privat. Pacienții care lunar vor trebui să își procure rețetele de insulină se pot adresa unității de primiri urgențe, iar cei doi medici de pe secție vor oferi consultații pentru pacienții cu diabet. Reprezentanții Spitalului Județean au demarat deja demersuri la Ministerul Sănătății pentru a rezolva această problemă. La nivelul județului Buzău există 7 medici diabetologi care oferă consultații pacienților cu diabet în baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, astfel că pacienții se pot adresa celor 7 medici pentru a-și procura rețetele de insulină. De asemenea, conducerea spitalului a făcut demersuri pentru scoaterea la concurs a unui post de medic pentru cabinetul de diabet, nutriție și boli metabolice. De menționat că săptămâna aceasta și secția de oncologie a Spitalului Județean este închisă după ce singurul medic specialist a plecat în concediu de odihnă. În acest timp, secția va fi igienizată și se vor face lucrări de reparații acolo unde se impun. Conducerea spitalului spune că activitatea secției va reveni la normal pe 9 august.